poți să devii președintele României fără să ai niciun fel de calificare. Nu ți se cere diploma de bacalaureat, ca să nu mai vorbim de cea de facultate. Dacă Marcel Ciolacu spunea, n-am, domne, diplomă de bacalaureat, nici diplomă de absolvire a ecologiei drepte la o facultate particulară strâmbă, se găseau destui cetățeni care să-l voteze exact pentru asta. Domnul Ciolacu pretinde însă că are bacalaureat. Ne-a comunicat, în fine, după o cercetare aprofundată, nota 7,03. Putea să spună și 10,03, căci diploma n-a scos-o la iveală. Dacă nu poate să arate actul, hârtia, atunci abia acum candidatul la președinție are o problemă. Fals în declarații și uz de fals în scop electoral. De mai rău de 2 luni încoace, conducerea SNSPA, colegii intelectuali ai lui Alfred Bulai, se declară surdomuți și orbi. N-am știut, n-am cunoscut, n-aude, n-avede. Acum însă, procurorii descoperă adevărate atrocități comise de Bulai, pe lângă hărțuirea sexuală, agresarea psihică și înfometarea experimentală până la leșin a studentelor în așa zisele ore de practică. Adică în cadrul universitar al orelor didactice din interiorul SNSPA, nu acasă la Bulai. Domnul decan Cristian Pârvulescu continuă să susțină că nici el, nici rectorul Pricopie nu au știut că s-a chemat și ambulanța pentru studente aduse la limită de Bulai. Altfel, ar fi acuzați de complicitate. Așa, era de așteptat și de bun simț să anunțe că demisionează. Nimic. Tăcere. Cum și Bulai tace ca un pește.